Astăzi, în municipiul Megidia s-a produs un accident rutier în sensul giratoriu din zona Berărie. Din primele cercetări, se pare că șoferul care venea de pe strada Albinelor nu a acordat prioritate mijlocului de transport în comun, care se afla deja pătruns în sensul giratoriu, coliziunea dintre cele două autoturisme fiind practic inevitabilă. De multe ori se întâmplă atunci când ești pieton să vrei să ți se acorde prioritate, însă atunci când ești șofer lucrurile se schimbă radical, așa cum s-a întâmplat și astăzi când într-un moment de neatenție două mașini s-au lovit. Din fericire, în urma accidentului produs în sensul giratoriu din zona Berărie, nu au existat victime. Sunt și eu cu probleme, mă duc la tratament, la doctor, vin cu cremă să-mi iau, dar atât ani amânat soțul meu mașină și nu s-a întâmplat și acum. Dar a oprit, a văzut, da. Dacă a venit șoferul și mi-a peste noi. De unde a spus că a venit? Noi? Da, în ce direcție? Nu știu în ce direcție, de la obor. Ce s-a întâmplat? Cine ne-a acordat prioritate? Cine? Eu veneam pe principală și el nu m-a acordat prioritate și am intrat în el. El era la jumatea drumului deja. Unde era? Deja, uite, se vede frâne, că am frânat. Și asta a fost tot. Cei doi conducători auto s-au înțeles pe calea amiabilă. După cum cunoașteți, poliția locală, printre atribuțiile de bază pe în domeniul circulației rutiere, are și sarcina, împreună cu Poliția Națională, cu care avem un plan de colaborare în prevenirea și combaterea accidentelor de circulație. În acest sens, acționăm în fiecare zi pentru prevenirea accidentelor de circulație pe raza municipiului Megidia. Cu toate acestea, datorită nerespectării codului rutier, se întâmplă des mici accidente fără cu un impact mai scăzut în rândul cetățenilor, dar totuși sunt accidente. În cursul zilei de astăzi, în jurul orelor 10:30-11, a fost un eveniment rutier la sensul giratoriu de la Berărie, unde un autoturism care venea de pe strada Albinelor nu a acordat prioritate, intrând în coliziune cu un microbuz al unei societăți care transporta călători. În microbuzul de transport călători erau doar 5 pasageri. Nu au fost victime, dar totuși a fost o tamponare. S-a mers pe împăcarea amiabilă din partea celor două părți. Cu această ocazie aș atrage atenția conducătorului auto, în special pe podul rutier se circulă cu viteză mărită, aș indica să respecte totuși circulația pe sensul, pe banda întâi de circulație, deoarece am avut mai multe evenimente rutiere negative din cauza neadaptării vitezei pe acest tronson de drum în municipiul Megidia. Oamenii legii ne recomandă să circulăm cu prudență sporită și să respectăm toate semnalele și indicatoarele rutiere.